Cei 50 de primari liberali din județul Vâlcea au reproșat deseori conducerii de partid, atât la nivel județean cât și central, că i-au abandonat atunci când s-a pus problema susținerii lor. De aceea, în cadrul Biroului Politic Teritorial, s-a luat decizia ca Vâlcea să susțină codul administrativ care, printre altele, promovează pensiile speciale și pentru primari, nu doar pentru parlamentari. O parte dintre liberali, printre care și Victor Josan, nu au fost de acord cu această abordare și au criticat hotărârea sau și-au dat demisia. Primarii vâlceni au și ei un cuvânt de spus, atât față de gestul lui Victor Josan, cât și față de acuzațiile aduse că au pus presiune pe liderii lor. Nu este o dictatură a primarilor, dar unii oameni se pare că nu prea înțeles că și primarii au cuvânt de spus cu privire la cel puțin la codurile administrative. Pentru că cei care sunt, care beneficiază de aceste coduri, printre ei suntem și noi, ca primari. Și ar trebui să întotdeauna, și nu numai pe coduri administrative, de foarte multe ori, nu prea s-a ținut cont de noi primarii decât atunci când a fost nevoie, adică în campaniile electorale. Și ar trebui să schimbăm puțin lucrurile și să schimbe puțin lucrurile. Nu trebuie neapărat să ca părările noastre să fie luate în seamă 100%. Pentru că opțiunile primarilor, unele poate nu sunt bune, nu sunt valabile, nu sunt legale sau poate sunt aberante. Dar pensia specială? Dar pe pensia specială eu oricum nu beneficiez de pensie specială și nici nu știu dacă o să prind pensie specială pentru că mai am mult până acolo. Dar vă spun, din ceea ce știu, că sunt primari care nu mai sunt în funcții, care sunt ieșiți la pensie, care au avut 4-5 mandate și au pensie de 1100-1200 până la 1400 de lei. Un lucru care cred că este neplăcut și nu este normal. Un primar care totuși a fost un om care a reprezentat o localitate. Acum eu nu spun că este normal să ai pensie specială, dar trebuia găsită o soluție, dacă nu pensie socială, o soluție în așa fel încât noi să beneficiem, noi, cei care ies la pensie, să beneficieze de pensii nu nesimțite, dar de pensii omenești și naturale și benefice pentru un om care a lucrat în administrație și are și el nevoie la o anumită vârstă de un medicament, de ospitalizare, de o condiție de a trăi în familie. Îmi pare rău, extraordinar de rău, de colegul nostru Josan. L-am apreciat de când îl cunosc, indiferent că eu făceam parte dintr-un alt partid și dânsul făcea parte din PNL. Cinstit să fiu, consider o pierdere foarte mare a faptului că el nu mai face parte din acest partid. Deci, cu alte cuvinte, nu există o dictatură a primarilor, atâta timp cât unul ca mine și sunt primar, și sunt primar de localitate importantă din Vâlcea, îl regretă. Or fi existând și alții care se bucură sau, eu știu, au cu totul și cu totul alte concepții politice decât le avea Victor Josan. Dar codul administrativ, cum vi se pare? Codul administrativ trebuie să-l studiez ca să spun cum mi se pare. Am auzit multe, l-am văzut în așa, unii sunt nemulțumiți prin faptul că vor beneficia, eu știu, și primarii și viceprimarii sau președinții de consiliul județene ca și vicepreședinții de un quantum la pensie. Alții sunt nemulțumiți că nu știu ce prerogative ale celor din administrație au fost ciuntite. Până nu îl voi studia foarte bine, nu pot să spun, pentru că dacă sunt pe undeva nelămuriți, sunt și prin faptul că el a fost adoptat extrem de rapid, dar asta nu-mi dă dreptul să critic sau să fiu de acord. Eu, sincer vă spun că n-am reușit totuși să-l parcurg și să-mi dau seama de ce este atât de critica sau atât de lăuda de alții. Oricum, excludeți dictatura primarilor. O exclud. Da. Cu siguranță o exclud. Primarii au multe alte treburi decât aceea de a face politică cu orice preț și de a fi dictat sub anume sau a
exprima o anume dictatură față de colegii noștri. Așa criticat cum este, codul administrativ rămâne o lege mult așteptată, care reglementează o serie de lucruri de mare actualitate.